Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu Fenomenul Fotbalistic. Sport Sud Special, este luni, este 19, sunteți pe Media Sud, prieteni. Vom rămâne împreună până aproximativ în jurul orelor 20 pentru a analiza, a trece în revistă cele mai importante evenimente care s-au petrecut în săptămâna care tocmai s-a încheiat în primul eșalon fotbalistic al județului, Liga 4, campionatul județean de fotbal, dar ne aruncăm, ca de obicei, în debutul fiecărei emisiuni din acest sezon și o privire asupra ceea ce se întâmplă în Liga 3, în fotbalul divizionar, acolo unde județul nostru are anul acesta o reprezentantă, mai exact o are reprezentantă pe Sporting Roșilor de Vede, care evoluează în Seria 3, Ligia 3. Despre toate acestea avem ca partener de discuție și de analiză în această seară de luni pe tehnicianul celor de la Unirea Brânceni, antrenorul Marian Botea. Bine ați revenit, domnule antrenor, la Mediasud. Bună seara, în primul rând, dumneavoastră, cât și telespectatorilor care ne urmăresc în această seară, iubitori de fotbal din județul Telamon. Și mulțumesc de invitație. Oricând, cu plăcere, trebuia să ne întâlnim săptămâna trecută, însă sunteți foarte prins cu studiile de antrenor. Da, cu cursurile de antrenori. Mai complicate ca niciodată, parcă. Da, am început primul modul de 2 săptămâni. Cursurile de antrenori în acest moment, de fapt, suntem prima promoție, se desfășoară sub un alt format. Dacă în trecut se desfășura în 2 ani de zile și aveau loc în cadrul Federației Române de Fotbal, în 4 module, deci 2 module pe an, la generația noastră s-au schimbat. Cursurile se susțin la UNEFS, la Facultatea de Sport. La Universitatea Națională de Educație, da? Fizică și Sport, fostul UNEFS. Și au un alt format. Sunt cursuri, module de câte 2 săptămâni în fiecare lună și este obligatoriu pentru fiecare cursant cel puțin 2 module de 2 săptămâni să fie prezent la aceste cursuri. Astăzi ați fost la cursul, deci am avut săptămâna trecută și în cursul acestei săptămâni de asemenea, după care urmează o săptămână de pauză, iarăși urmează module de 2 săptămâni și tot așa. În ianuarie se încheie primul semestru cu examene, deci nu mai este școala de antrenori ce a fost în trecut. Școala Federală de Antrenori. Nu mai este ce a fost în trecut. O să discutăm și despre aceste lucruri, pentru că ușor, ușor trebuie să fotbalul românesc trebuie să se pună, cred eu... Cei care au obținut licențele până acum să se bucure. Să ce? Să se bucure. Să se bucure, să fie norocoși. Da, am crezut că de acum încolo necesită cheltuială, necesită timp pierdut, necesită să înveți cu adevărat. Am înțeles. Necesită ca multe lucruri. O să vă mai întreb despre pregătirea asta pe care o urmați acum. Ultima întrebare scurt, așa, și vreau și un răspuns scurt pentru a trece la analiza Ligii a treia. Aveți colegi din Telorman? La cursurile la de antrenor? La momentul ăsta, da. La cursurile de antrenor am un coleg din Telorman. Cine? Dar nu vreau să-i pronunț numele, că este un e tânăr? Cursant care a jucat la Steaua, dar eu nu vreau să-i pronunț numele. Bun. Bănuim cam cine ar putea fi. N-au jucat foarte mulți telormăneni. Sunt câțiva care au trecut. Este o persoană care are o datorie, chiar dacă a trecut pe la Steaua, are o datorie morală către Marian Botea. Asta am spus tot. Am înțeles. Dragi prieteni, a fost etapă de Liga 3. Sportingul a jucat sâmbătă pe teren propriu, meci foarte, foarte dificil. Runda cu numărul 8 în seria 8 a Ligii a 3-a a făcut ca la Roșior să vină una dintre echipele cele mai grele ale seriei a 3-a. Asta în ciuda faptului că înaintea acestei runde cu numărul 8, Chindia Târgoviște, despre ea este vorba, ocupa doar poziția 7-a cu 11 puncte acumulate în total în clasamentul seriei sale. Un nume greu al fotbalului din România, un nume bine cunoscut iubitorilor acestui fenomen, venea la Roșior și din ceea ce am discutat după meci, este pentru prima oară când o echipă din Roșior învinge pe Chindia Târgoviște. Acum eu nu am verificat statisticile, dar
din amintirile iubitorilor fotbalului roșiorean, se pare că așa a fost. Avem un rezumat al victoriei mari, nu doar prin prisma celor 3 puncte obținute sâmbătă de Sporting Roșior de Vede. Avem un rezumat al meciului de la Roșior, îi așteptăm și noi să-l vedem, să ruleze pe ecran și apoi să-l și comentăm. A fost 2-1 după un meci foarte, foarte, foarte greu pentru roșioreni. Vedem aici aspecte din prima repriză. Lătea execută un corner. Fazele fixe au fost importante pentru Sporting Roșior de Vede în această partidă. Acolo am văzut un șut care nu a prins cadrul porții și aici o paradă a lui Preda. Iarăși un meci foarte bun al lui Preda. Vedem pe Sporting în atac. În alb bleu sunt roșiorenii. Asediază poarta lui Câstică, cred că este. Încă un corner al lui Lătea. Și vine minutul 30, prieteni, Floricel. Deschidere de scor, capitanul Liviu Floricel, impecabil executat atât lovitura de colț cât și lovitura cu capul. Fazele fixe și contraatacul au fost mizele ofensive ale elevilor lui Cristi Negru. Un cârlig complicat, să știți, acum reținut de Preda. Ne vedem încă o dată, repriza a doua, pe startul ei a fost acel șut de întoarcere. Au încercat să revină cât mai rapid târgoviștenii. A fost o repriză a doua dominată destul de autoritar de oaspeții de la Chindia Târgoviște. Preda și-a făcut încă o dată datoria și aici un penalti. Care? Este sau nu este? Ai zis că nu este. Dumneavoastră spuneți că nu este. Și vedem și golul. Preda ne-a povestit după meci că a atins puțin balonul. Da, și aici este o altă fază la care se acordă penalti. Penalti clar. Nu? Penalti clar pentru Sporting Roșior de Vede. Da. Bate Victor Rada, mă scuzați, și face 2-1 pentru Sporting. Continuă, era minutul 77. Deci, minutul 30 înscrie cu capul Floricel, ați văzut acel gol din corner. Minutul 66 egalează Chindia Târgoviște dintr-o lovitură de la 11 metri, care pe imagini este greu să te pronunți dacă a fost sau nu. Din ce am văzut și din relațiile dumneavoastră, încă n-am reușit să văd meciurile roșiorului pe viu, dar am urmărit de fiecare dată la televizor, iar faza de la 11 metri cu Floricel, se vede poziția brațelor ale lui Floricel sus, pieptul înainte, în față. Deci nu văd contextul în care să fi fost. Poate l-a agățat cu piciorul. Nu. Imprudență. Nu. Greu de spus. Că foarte ușor acordat. Până la urmă, e bine că s-au impus. E bine că s-a terminat cu bine. Și eu mă bucur ca un teleormanean pentru echipa din Roșior că a câștigat. Și le doresc să se mențină cât mai mult în Liga 3. Au 10 puncte, un joc consistent, cu excepția compartimentului ofensiv, acolo unde lipsește experiența. Acolo este o problemă generală. O problemă generală. E mai greu de găsit atacanți? Este o problemă generală. Este o problemă și la nivelul Ligii a 4-a. Este o problemă cam peste tot cu atacanții. E mai greu de găsit un atacant? Nu mai greu de găsit. Cei pe care îi avem nu mai sunt cei care au fost odată. A jucat atacant, nu? Sau mijlocaș? Am jucat și atacant, mijlocaș la închidere. Dar am avut perioade în care am jucat și atacant. Ce trebuie un jucător ca să fie atacant? Depinde de sistemul de joc folosit. Dacă, cum mai nou se folosește sistemul 4-2-3-1, atacantul trebuie să aibă talie, să fie de gabarit, ca să poată să protejeze mingea, să devieze pentru jucătorii din linia a doua. Un rol de pivot? Da, un rol de pivot. Cam ăsta ar fi idealul de atacant. Dar e complicat că trebuie să aibă susținere imediat pe benzi, imediat ca să poată să aibă cum să prelungească. Că așa. A dispărut ușor, ușor vă dispare sistemul 4-4-2. Mai greu, dacă vă uitați urmăriți pe la televizor și bănuiesc că sunteți din când în când. În ultima perioadă am văzut că transmiteți de la nivelele superioare. Nu cred că mai găsiți un sistem de 4-4-2. Foarte greu. Nici Chindia nu avea. Nu mai, cel puțin la Liga 3-a. Eu am implementat la Brânceni, deși acum am început să fiu contestat pentru sistemul ăsta de oamenii din apropiația echipei,
e greu să înțeleagă fotbalul, fenomenul, pentru că sistemul 4-4-2 a fost într-adevăr în trecut un sistem util, folositor la acea vreme, dar ușor, ușor dispare. Lucrurile se schimbă. Eu totuși am mai încercat să mai joc în aceste 8 etape, dar de fiecare dată n-am avut șansă de reușit. Pierd din posesie la mijloc, pierd din consistență, din mijlocaș, jucând cu doi atacanți, practic te izolezi și nu mai reușești să ai posesie. Haideți să urmărim, domnule Marian Botea, vă propun să urmărim împreună două interviuri luate imediat după fluierul de final al partidei din partea băncilor tehnice ale celor două echipe. Avem antrenorii de la Sporting Oșior de Vede și de la Chindia Târgoviște, antrenorul secund de la Chindia Târgoviște. O să vedeți supărarea oaspeților, supărați pe toată lumea, pe arbitraj. Și am văzut că nu prea au de ce. Ar trebui să fie supărați pe ei, în primul rând. Și pe ei sunt supărați. Am urmărit partida și nu au avut o evoluție convingătoare. Deci eu zic că, până la urmă, victoria Sportingului din Roșiori este pe deplin meritată. Victoria eroică și muncită. Da. Dacă suntem pregătiți cu interviurile, să le auzim și noi, celor două. Am văzut la fel. Domnule antrenor, un meci greu, a suferit foarte mult astăzi din dinți, ați luptat până la final, ați condus, ați fost egalați, ați revenit. Scenariu parcă din runda a șaptea, tot o victorie, tot cu 2-1, tot acasă, dar cu Inter Clinceni. După a treia victorie din acest debut de sezon, cum se văd lucrurile la Roșiori? Nu pot să fiu decât mulțumit după această victorie. Am întâlnit o echipă foarte bună. Știam că de la mijloc către atacau componenții tehnici jucători de Liga a doua, care au cochetat cu Liga a doua. De aceea am închis culoarele și am încercat să dezvoltăm contraatacul. Eu zic că ne-a ieșit, băieții au muncit, îi felicit pentru lucrul ăsta. Eu zic că e o victorie meritată, cu toate că adversarul ne-a dominat ca și posesie, dar până la urmă rămân cele 3 puncte. Am avut jocuri când noi am dominat adversarul și ei au reușit să câștige. Mă bucur pentru această victorie, vă spun încă o dată, mă repet, este o victorie mare, o victorie muncită și vreau să felicit jucătorii. Așa ați pregătit jocul, ne apărăm și încercăm pe contraatac, până la urmă prin contraatac n-a ieșit, a ieșit dintr-o fază fixă și dintr-un penalti. Au fost două lovituri de pedeapsă și dacă oaspeții spuneau că la Sporting nu a fost penalti, eu vreau să vă întreb în legătură cu amândouă, din ce s-a văzut după margine. A fost penalti și la o echipă și la alta? Dacă a dat arbitru, eu zic că au fost ambele. El e cel care decide, eu nu comentez arbitrajul de obicei, dar dacă el așa a văzut, eu consider că au fost amândouă penalti. Pentru etapa următoare, cu ce gânduri, un punct ați reușit până acum din deplasările din acest început de sezon, cu gânduri mai războinice în următoarea deplasare? Noi ne propunem la fiecare etapă, la fiecare meci să-l câștigăm. Nu plecăm cu premiza de a lua un punct sau... Noi ne propunem să câștigăm fiecare meci în parte, să luăm 3 puncte, chiar dacă jucăm acasă, chiar dacă jucăm în deplasare. Aveți ceva probleme cu accidentări după această partidă sau, eu știu, cumul de cartonașe? Ați primit multe cartonașe în această partidă sau nu ați făcut încă contabilizare? Că n-am făcut contabilitatea, dar din ce știu, nu avem niciun jucător suspendat pentru etapa viitoare, cu toate că aveam 2 jucători cu 3 cartonașe galbene, Vâlcică și Corada, dar ei nu au primit cartonaș galben. De accidentări nu sunt probleme, deci tot lotul e valid. De la început am vrut să cedăm deliberat terenul pentru că știam că e o echipă care are jucători de viteză pe benzi și ne pot surprinde. Asta am pregătit săptămâna asta, să stăm bine în teren, să închidem culoare și să încercăm să dezvoltăm contraatacul. Cum ai zis, primul gol l-am dat din fază fixă, iar golul 2 a ieșit tot așa pe o fază de contraatac, am reușit să obținem penalti. Deocamdată nu avem ce să facem. Vom vedea în iarnă dacă vom putea aduce 2 atacanți. Eu îmi doresc să putem aduce 2 atacanți pentru că, vedeți, marcăm foarte greu. Da, am marcat din fază fixă fundaș central, iar golul 2 din penalti. Avem într-adevăr probleme la finalitate. Acolo aduce mingea și meciurile din deplasare și la meciul de acasă, dacă ați văzut, aduce mingea în fața porții, dar nu reușim să marcăm pentru că nu avem un jucător de finalizare.
E foarte important în momentul actual un jucător ca Floricel pentru Sporting. A lipsit săptămâna trecută, acum a dat cred că al doilea sau al treilea gol din acest campionat pentru Sporting, dintr-un total de 11, el fiind fundaș central, apărător. Da, e foarte important pentru noi, este un jucător cu experiență, este și capitanul echipei, un jucător care mobilizează și mobilizează colegii și asta nu face decât să mă bucure. Domnule antrenor, ați dominat cel puțin la capitolul posesie acest joc, ați pasat foarte mult. Cred că dacă s-ar calcula un procent al posesiei în acest meci, are și undeva peste 60 în contul Chindiei Târgoviște. Ați marcat decât o dată și ați pierdut până la urmă cu 2-1. Cu ce gânduri veniseți la Roșiori și cu ce sentimente plecați acum? Normal că suntem Chindia Târgoviște, într-adevăr avem posesie. Posesie bună, dar nu te încălzește cu nimic această posesie, fiindcă nu concretizăm acest joc de posesie. Am părerea mea, sincer, nu dau vina pe arbitraj, dar părerea mea, golul 2 din penalti nu a fost absolut nimic. Iar referitor la joc, într-adevăr, terenul a fost un obstacol greu, dar n-avem nicio vină fiindcă am pierdut astăzi. Venisem să remediem situația, fiindcă într-adevăr eram într-o pasă mai proastă, iată că nu ne-am revenit și încă continuăm această pasă. Spuneați de penaltul din care Roșiori a marcat golul 2. Roșiorenii, de asemenea, sentimentul lor e că nici noi să nu ați avut penalti. A fost oarecum împărțită generozitatea arbitrilor? Nu, părerea mea, nu că sunt antrenor la această echipă, la Chindia Târgoviște, dar penaltii nostru se acordă, se dă, ce am văzut eu. Bine, pot să fiu și un pic, dar golul 2, penaltii dumneavoastră, niciun caz nu se dea penaltii. Clar, dar ați luptat, ați meritat să câștigați, fiindcă cine se dăruiește și luptă, într-adevăr, ați ieșit victorioși astăzi. Ce se întâmplă cu Chindia? Aveți echipă cu jucători, dacă îi luăm individual, de valoare, cel puțin pentru Liga 3-a, fără nicio discuție. Ce se întâmplă? E un anumit blocaj la echipă? Da, așa este. Avem jucători cu nume, jucători care au trecut prin Liga 2-a, dar trebuie toți să pună slujba fotbalului, să fie o echipă, ceea ce astăzi n-am dovedit, că suntem o echipă unită și o echipă care vrem să fim acolo în primele trei echipe și încă o dată s-a adevărat că cine muncește și este unită, câștigă. După aspectul jocului, după cum s-a jucat astăzi, părerea mea că un egal era echitabil. Fiindcă, deci să nu recunosc că nici noi am făcut un joc bun, am făcut un joc de posesie, dar posesia la noi în teren, nu la echipa adversă. Liga a treia se vede doar la Media Sud. Șut! Domnul pleacă șutul! Deci pară! Încă o dată 3-0, prieteni, s-a terminat! Urmăriți duminică de la orele 16 spectacolul fotbalistic al Ligii a treia, doar pe Media Sud. Fază de joc, goluri, antrenori de top. Submarin Dună, urmăriți Liga a treia, numai la Media Sud, Alexandria. Media Sud, alături de fotbal. Da, prieteni, Media Sud alături de fotbal. Liga 3 se vede exclusiv în județul Teroman, numai pe Media Sud TV Alexandria. Bun, domnule antrenor, ați văzut meciul la televizor? Da. Ați văzut și relorile? Am văzut și interviurile. Ați ascultat? Am auzit. Supărarea e mare la Târgoviște, mă rog, buget foarte mare, jucător cu nume, un punct în plus fără peste Roșiori. Problemele și la ei sunt de vreo 3-4 etape de când tot au rezultate negative. Încă se prelungesc, dovadă și la meciul cu Roșiori. Am ascultat interviul lui Sică Bârdeș, cam subiectiv. Deci 11 metri acordat foarte corect. Mi se pare că 11 metri al lor foarte ușor acordat.
Așa pare, pe relor, da. Când ne uităm am și vrut punem să punctez cadru... determinarea lui Floricel, încă o dată am scris, jucător cu care am lucrat, un jucător foarte bun de intercepție și cu o determinare extraordinară. Da, un jucător care strânge rândurile în jurul lui, ține acolo apărarea, are urcări la faze fixe. Am mai comentat un gol de-al lui la Ștefăneșo într-o lovitură de corner, tot așa o înălțare peste întreg pachetul de jucători, un gol cu capul. De asemenea, acum se vede că e o fază lucrată, bate numai Lătea, iarăși un jucător pe care îl cunoaște. Da, am văzut și evoluția lui Lătea îmbucurătoare. Se pare că ultima perioadă pe la Alexandria, la Liga 4-a, era foarte dezamăgitoare evoluția lui, însă odată cu apariția lui în colectivul celor de la Sporting Roșiori, se pare că a revenit la forma pe care a avut-o și la FCM Alexandria, la Liga 3-a. Un jucător care în principiu are da, un jucător foarte cu constant. O capacitate de efort extraordinar. De efort foarte deci pentru un metronom. Roșiori este o achiziție foarte bună. Și se pare că antrenorul a reușit să-i pună calitățile în valoare. 10 puncte pentru Sporting Roșiori după ultima etapă. Urmează o deplasare în județul Dolj la Podari, clubul sportiv din Podari, o echipă aflată sub Sporting în clasament. Sunt șanse mari de 3 puncte. Sunt șanse pentru prima victorie. Da, da, da. În deplasare. În deplasare, da. Să spunem că... Ușor, ușor, jucătorii care au venit noi... Încep să se integreze și se văd și rezultatele. E o victorie mare cu Chindia Târgoviște, o echipă titrată în fotbalul național, chiar românesc, o echipă care a evoluat mai mult la Liga 2-a, deci o victorie mare pentru cei de la Sporting și să sperăm să o țină tot așa. A obținut victorie cu... ușor, ușor, meci cu meci, la Podari, la fel... să abordeze jocul serios și să vină cu 3 puncte. Au un punct în deplasare, tot cu o echipă târgoviștiană, cu da, fotbal cu eu, chiar dacă nu am fost la meci, la meciul respectiv am sunat un prieten care a fost prezent la meci și el antrenor și a afirmat că Sporting Roșiori a avut o evoluție extraordinar de bună. Deci chiar meritau victoria la FCM Târgoviște. Chiar dacă au egalat în pe ultimul final. Minut. Prin Lătea. Deci evoluția lor a fost destul de bună. Ce am observat și nu știu dacă lucrurile sunt foarte evidente și pe filmările pe care noi le dăm. Domnule, nu e nimeni binevoitoare în punct de vedere arbitrajului cu Sporting Roșiori. Nici în deplasare, nici acasă din meciurile pe care am apucat să le comentez. Multă lume se așteaptă, domnule, știți că e vorba de acel procent fabulos care există sau nu există, 5% pentru gazde. Există procentul ăsta? Normal, nu se mai merge pe acest procent de 5%, se merge pe principiul să arbitreze corect. De multe ori arbitrajele de care a avut parte Sporting au fost îndoielnice și calitativ în primul rând. Da. Nu neapărat că au fost tendențioase. E greu de spus dacă a fost acolo ceva tendențios sau nu, dacă a fost ceva cu intenție. Dar au fost toate împotriva lor. Dar s-au nimerit toate împotriva lor. Da. Și apoi mai vedem și un interviu, domne, contestăm nu știu ce, că n-a fost penaltiul la ei, dar în partea cealaltă semnele de întrebare sunt mult mai puternice. Eu, da, mai repede, din ce am văzut și din reluare, 11 metri, deci poziția lui Floricel, bratele în sus, pieptul... Repet, poate că a fost un contact acolo și l-a dezechilibrat. Mi se pare foarte ușor acordat. Dar într-un final e bine că au câștigat și asta e cel mai important. Și au victorii cu totuși cu nume cu greutate în Liga 3. Și Argeșul Pitești, o victorie mare și Interclincen, o echipă cu nume. Le dă moral și speranță pentru următorul meci. De unde sperăm să vedem 3 puncte? Prima victorie în deplasare. Ar fi, s-ar sparge așa acolo gheața și cel puțin din punct de vedere mental ar însemna foarte mult. Și altfel s-ar exprima echipa în continuare. Ar prinde mai multă încredere. Trebuie aduse puncte și din deplasare. Asta și e vor avea important. Ușor, ușor șanse de reușită. O clasare cât mai bună în pauza competițională dintre tur și retur, rezolvarea problemelor din atac. Dacă acest lucru se rezolvă în mod convenabil, cred că Sporting va fi o echipă, zic eu, redutabilă a serii. Da, da, dar acolo... dacă la acest moment nu știu ce jucători mai au ei în lot,
Probabil, cu siguranță, de la iarnă va trebui să se orienteze către cel puțin un vârf, un vârf de clasă, careu, de clasă, la gura porții. Revenim și la care se înscrie. Și care se înscrie, pentru că Priescu a înscris, cred că, vreo două goluri, era genul de pivot, el a plecat de la echipă, nu a fost îndepărtat, o perioadă a fost scos din lot, apoi a fost nemulțumit de situația lui și a plecat. Au rămas câțiva Bocănete, Dragoș care nu Gheorghe, sunt atacanți. Care sunt mai mult pe volante, așa. Dragoș Gheorghe ar fi atacant. De bani. Da. Dar ei sunt foarte tineri și trebuie să joci cu trei jucători, sunt 21 de ani și atunci ești legat de mâini de picioare. E o problemă majoră. Și așa, jucătorii sub 21, ca de altfel și la noi jucătorii sub 23. De unde e o problemă mare, pentru că mai ales la noi, la Brânceni, eu am pregătit, am încercat din Cupa Telormanu, am încercat cu jucătorii sub 21, care erau un număr de 2 jucători. Am făcut câteva transferuri sperând că pot să abordez cu acești jucători titulari. Însă prin mărirea numărului de jucători la 3, sub 23, a trebuit și sunt nevoit să țin jucători cu experiență pe banca de rezervă. Și valoroși. Și valoroși. Dar datorită acestui fapt, sunt nevoit să mă conformez regulamentului. Altfel, 3-0 la masa verde. Altfel, 3-0 la masa verde. Și încheiem povestea. Da. Revenim la Liga 4-a, care a consemnat și ea aceeași etapă cu numărul 8, sâmbăta trecută. Au început în paralel cele două competiții. Campionatul Județean de Fotbal, domnule antrenor, acolo unde dumneavoastră sunteți unul dintre protagoniști alături de Unirea Brânceni. Noi am titrat acolo pe burtieră Unirea Brânceni, arbitrul Ligii a patra, sunteți pe poziția a doua momentan și puteți, în funcție de evoluție dumneavoastră, de prestație dumneavoastră, să stabiliți liderul la final, dacă mai e nevoie, după meciul de sâmbătă. Da, rămâne ca meciurile directe ale echipei din Brânceni cu cele două echipe, FCM Alexandria și Sporting Roșiori. Am în două deplasări. În etapa 12-a cu FCM Alexandria, etapa 14-a cu Sporting Turnu Măgurel. Sunt două jocuri dificile, două jocuri care, cu adevărat, atunci vor înclina balanța, să zicem, 50% către campioana județului. A fost o etapă foarte importantă. Sâmbătă, noi am reușit să, înainte de a ajunge la Roșiori, să trecem o repriză aproape în întregime. Am fost la meciul de la Alexandria, de pe Municipalul Alexandrian, acolo unde s-a jucat practic derbiul, cel mai important meci al etapei și unul de cele mai importante în acest debut de sezon între FCM Alexandria și Sporting Turnu Măgurel. Aceasta este titulatura oficială a noii formații care, iată, conduce ierarhia provizorie a campionatului județean. Avem un calup de imagini surprinse în prima repriză, cea care a decis până la urmă și soarta meciului. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie să le rulăm pentru telespectatorii noștri. Atmosferă de mare meci. Aici suntem în parcare. Mașina mea nu se vede pentru că era parcată mult prea departe. Momentele premurgătoare meciului. Galeria de la turnul undeva la 200-300 de inși. Bine, da, bine echipați. Au fost foarte mulți. Echipa lui Turnu, cea în galben-verde, tribuna Alexandriei, tribuna mare oficială și nucleul de galerie, acolo unde erau steagurile. Sunt momentele de început. Cu spatele este Leven Celic, portarul lui Turnu acum, fost la Alexandria. Avem și sunet de fund acolo. Așa, a dispărut el, din păcate. Bun, sunt faze de joc. Golul s-a marcat repede în prima repriză, domnule antrenor. Gabi Dumitrescu, dacă am înțeles eu bine. Atacantul Gabi Dumitrescu, în minutul 11, a speculat acolo o neatenție a portarului Anton, cel care apără buturile lui. N-am văzut golul și îl vedem acum, e filmat. Doar însă, din ce am auzit. Avem aici tribuna oficială, deci de la dreapta la stânga, Victor Drăgușin, Dănuț Cuclea, primarul din Turnu Măgurel, Victor Drăgușin, bine cunoscut de toată lumea, primarul Alexandriei și în plan îndepărtat acolo în stânga, Walter Raffini, patronul și
cel care a născut această o imagine frumoasă. Da, da. Acesta este golul, o lovitură cu capul din 6 metri al lui Gabi Dumitrescu, portarul total ezitant. Am fost puțin surprins așa între valurile de bucurie ale celor de la Sporting Turnu, eram aproape de banca lor de rezerve. În minutul 11 se întâmpla treaba asta. E un gol de portar, asta e fără îndoială adevărat. Gabi Dumitrescu, ca orice atacant, a speculat acolo orice oportunitate. A împins mingea pe colțul scurt. Portarul a fost fără reacție. Ciudat, în 6 metri unde are întâietate. Poți să cam faci ce vrei, nu? Da. Poți să busculezi pe cine vrei. Banca de rezerve a celor de la Sporting Turnu. Galben-verde echipamentul turnenilor. Mai urmărim câteva imagini. Lume multă, undeva la 1000 sigur de spectatori. Gabi Luncu și Sorin Albeanu, banca de rezerve a celor de la FCM Alexandria. Și niște imagini mai generale din tribuna oficială a stadionului. Repet, doar prima repriză am reușit să punctăm meciul. Până la urmă a fost, din ceea ce am citit cronicile din ziare, de pe site-uri de specialitate, a fost o repriză în care, prima repriză în care Sporting Turnu a și înscris și a jucat mai bine, a mai avut situații de a mai marca, după care oarecum supremația în partea a doua a deținut-o FCM Alexandria și care a reușit să-l pună în valoare și, nu? Da, sau să-l evidențieze dacă mai era nevoie pe Levent Celic, portarul aflat în proprietatea lui Sporting Turnu, lui Sporting Roșior de Vede, împrumutat până în iarnă la Sporting Turnu Măgurele. Un alt aspect al jocului și apoi vă las să comentați și să spuneți ce credeți despre această partidă. Leven Celic, Știrbu, David Urucu. Asta vreau să puntez. Asta vrea și dumneavoastră. Da, jucat la turn. Deci pe lângă Celic, deci practic echipa de FCM Alexandria a fost învinsă de foștii jucători ai FCM-ului. Leven Celic, Știrbu, David și Marius Urucu. Jucători care a făcut parte cândva din lotul FCM-ului. Jucători localnici care ar fi trebuit să evolueze la FCM Alexandria și nu la Sporting Turnu Măgurele. Oarecum Sporting Turnu Măgurele se bucură de aportul lor, de sprijinul lor și iată că au avut șanse de reușită și au și confirmat. Am înțeles că au avut o evoluție, toți pe ansamblu, o evoluție destul de bună. O ambiție în plus față de ceilalți. Asta mi-e greu de înțeles. Da, probabil că ambiția vine... Cum insufli ambiție și concentrare? Nu, vine de la faptul că nu au fost reținuți și nu s-a insistat pentru reținerea lor în lotul FCM-ului. Au fost coptați de Vali la Turnu Măgurele, a avut răbdare cu ei... Dar nu prea multă, că uite, joacă de prima. Da, 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 lucrurile, în momentul în care a apărut Vali Bădoi la Turnu Măgurele, lucrurile au avut o turnură într-adevăr rapidă, dar foarte serioasă. Modul de lucru al lui Vali Bădoi este unul la un nivel superior. El ar trebui să se bucure, ceea ce eu nu pot să fac, pentru faptul că îi are alături de el. Bine, la ei se lucrează într-un mod profesionist, fac antrenamente zi de zi, au sprijinul și aportul domnului Rafini, tot respectul pentru tot ceea ce face și noi n-avem decât să ne bucurăm și să luăm exemplu de la domnul Rafini pentru ceea ce face în fotbal. Nu mai avem acum imagine, din păcate n-am fost inspirat să le rețin încă o dată. Vineri am fost la Turnu Măgurele, am trecut și pe la stadionul municipal și am surprins antrenamentul condus de Vali Bădoi. Nu mi s-a permis acolo cu camera la lucru tactic, dar antrenamentul de pregătire, acele mișcări fizice, miuțele, totul în se făcea... În antrenorilor se cam știu modul de lucru a antrenorilor. Vali Bădoi este unul dintre oamenii foarte serioși, unul dintre foștii mari fotbaliști, unii dintre antrenorii care, dacă nu mă înșel, în momentul în care antrena Clincenu, a fost declarat cel mai bun antrenor din Ilfov. Cu toate că nu este posesor de licență, am observat la domnul director executiv al lor, domnul Nițu, că puncta că Vali n-ar fi un posesor de licență.
nu are nicio legătură cu acest lucru. Are un bagaj de cunoștințe foarte bogat. Este un om care se informează tot timpul. Are oameni de contact foarte importanți. Așa că faptul că nu este un posesor de licență, asta nu îl împiedică să-și facă meseria. Nu este singurul antrenor cu un nume important și la echipe mai mari care are altă funcție oficială decât cea pe care puntez, o face. Argeșu Pitești, cum, spre exemplu. Dar modul cum lucrează în iarbă spune multe. Deci eu vorbesc și la acest moment vorbesc cu jucătorii de la majoritatea echipelor. Suntem prieteni în afară. Dar nu putem să ne dușmănim. Și nu aveți nici motiv. Da. Vali Bădoi a venit cu metode de la un nivel superior. Și ei sunt foarte încântați, jucătorii recepționează aceste lucruri și sunt foarte încântați de modul de lucru al lui Vali Bădoi. Am fost vineri la antrenamente, ceva imagini au fost date chiar în acea zi. Încercam noi să facem o prefațare a meciului de sâmbătă, marele derby. Am văzut un antrenament în care toată lumea nu se dătea nimeni la o parte și toată lumea se antrena cu zâmbetul pe buze, ceea ce se întâmplă destul de rar, trebuie să o recunoaștem așa. Vă mai dau eu un exemplu de la turnul Măgurele și într-un moment dificil, după egalul de la Țigănești, Vali Bădoi a strâns echipa alături de el, însă a avut și sprijinul patronului, le-a transmis să vină la stadion cu capul sus, a strâns echipa la un grătar după antrenamentul pe care l-au avut, care este un lucru extraordinar. A strâns jucătorii, i-a remontat acel joc și iată că au avut șansă de reușită la meciul cu FCM Alexandru. Poate unul dintre cele mai importante jocuri din acest tur de campionat. Haideți să ne aruncăm o privire și asupra tabloului, întregului tablou al rezultatelor înregistrate sâmbătă în etapa 8-a din Liga 4-a, campionatul județean de fotbal. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie cu acel grafic care ne arată scorurile și marcatorii și vedem acolo și niște rânduri bifate cu o culoare diferită. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie cu rezultatele etapei 8-a din Liga 4-a, le așteptăm pe ecran. Bun. Cu alb sunt numele echipelor, cu galben numele marcatorilor, cu roșu, când ajungem, povestim despre ele ce și cum. Am și eu notat aici. FCM Alexandria, așadar, dragi prieteni, Sporting Turnul Măgurele, meciul vedetă al rundei a 8-a din Liga 4-a, 0-1, gol Gabi Dumitrescu, minutul 11, Spik Poporoschia, Voința Saerele, 1-5, foarte, foarte aspră înfrângerea administrată. Rezultat surprinzător. Victoria celor din Saere sau proporția? Mai ales pe terenul celor din Poroschia. Care... Sau proporția scorului. Dar am înțeles că au absentat câțiva jucători importanți și probabil de-aia și evoluția scorului a fost surprinzătoare. Victorie pentru Metalul Peretu acasă, 4-2 cu Clubul Sportiv din Vârtoape, care e într-o vizibilă pierdere de viteză. Unirea Țigănești, Unirea Brânceni, 0-0, domnule antrenor, cronica meciului de la Țigănești. Singurul 0-0 din etapa. Singurul 0-0, un joc pe care l-am controlat în ansamblu, cu ocazii din ambele reprize, însă ceea ce vorbeați și la Sporting Roșiori... Vă lipsesc atacanții. Avem atacanții de profil, dar nu reușesc să marchez. Avem pe Nica, care într-adevăr nu mai este nici la prima tinerețe, a avut un început bun de campionat, unde chiar a și înscris la Botoraga, cu Poroschia. Până la acest moment, dezamăgire Bădăuță, dezamăgire totală. Eu am stat de vorbă cu el și am și spus faptul că a intrat în lumea showbiz-ului, pe el, în viața sportivă, practic l-a tras în jos. Chiar i-am dat un sfat prietenesc, nu știu dacă s-a luat în serios. E păcat că ajunsese la o echipă de divizia B, unde nu mai avea decât un pas către Liga 1, însă a preferat să facă, să coboare două eșaloane pentru capriciile lui,
cu lumea showbizului, cu fetele din showbiz. El, la meciurile la care s-a prezentat la Brânceni, n-a mai avut prospețimea pe care a avut-o altă dată. Un alt aspect, nu se mai pregătește. Ei sunt jucători cu nume, da? Dar nemai făcând pregătire, este un jucător tânăr, 24 de ani, 25 de ani. Dar nemai făcând pregătire și făcând alt gen de pregătire, evoluția lui nu a fost convingătoare. Dovadă că nu a și înscris. Într-adevăr, prima etapă a avut o evoluție mai bună și atunci l-am introdus după pauză. Într-adevăr, a avut o evoluție mai convingătoare, însă tot nu a reușit să înscrie. Pe mine, mai ales la atacant, mă interesează să înscrie. Și undeva la Olteni, chiar și la Tigănești, evoluții bune, dar însă lipsește golul, care pentru un atacant, asta este cel mai important, golul. Mai avem pe Dan Voicilă, care a venit după accidentare, la fel l-am introdus a doua repriză cu Tigănești, a avut o evoluție bună față de perioada de care a absentat, chiar nu mă așteptam să evolueze așa de bine, însă, la fel, golul plutește în aer. Anul trecut a fost o perioadă campioană a remizelor albe. Da. Mai țineți minte? Da. Anul trecut am fost campioană la idei, cum spunea cineva. Jucătorul care, la acest moment, înscrie la Unirea Brânceni este Cătălin Desculțu. Mijlocaș. Da, un mijlocaș ofensiv, mijlocaș care la acest moment pot să afirm cu certitudine că este unul dintre cei mai buni jucători din Telorman. Un mijlocaș complet. Viața care oricând poate face pasul mai sus. Fie la Liga 3, chiar și la Liga 2. Treaba este dacă dorește acest lucru. Numai să-și dorească. Pentru că la ora actuală, el joacă din talent în primul rând, foarte talentat, e un jucător joacă care din talent. În momentul în care eu l-am găsit la Brâncen, nu avea o evoluție chiar așa de convingătoare. Odată cu venirea mea acolo, a crescut de la meci la meci și iată că a ajuns să practice un fotbal de calitate. Oamenii care vin și văd Unirea Brâncen, și nu sunt puțini, vin chiar în deplasări, sunt foarte încântat de aportul lui Cătălin Desculțu. E primul jucător pe care l-a remarcat când l-am comentat. Am comentat turneul final al Cupei Telorman. Da, dar evoluția lui de atunci până în acest moment a crescut foarte mult. A crescut și faptul că este un tip serios, un tip de caracter. Și apropo de caracter, mi-a fost teamă pentru asta că o să-l pierdeți în această vară, dar da, a avut o rundă de negocieri cu cei de la FCM-ul, însă nu au căzut la un numitor comun și a preferat să rămână la Brânceni și poate datorită faptului că am rămas eu. Dacă eu nu aș mai fi rămas, mulți dintre jucători ar fi dispărut. Pe lângă el a mai coptat pe Grosu, un jucător care n-a venit pentru banii de la Brânceni, a venit pentru ce oferă Brânceni, a venit pentru mine, a venit pentru poate și ajutorul pe care l-am dat eu odată, susținerea mea față de el la Petrolul Videle în trecut, un jucător care chiar mi-a transmis și am făcut apel și la tatălui, fostul fotbalist al lui Petrolul Videle, Fane Grosu, de altfel un fotbalist foarte bun al timpurilor trecute, un om foarte serios. Ar fi fost bine și Iulică să moștenească seriozitatea lui taică-său, însă calitățile lui Iulică le depășesc cu mult peste ale lui Neafane. Fane. Un jucător foarte bun, ca de altfel, cred că la Liga 3, Liga 2, la fel ar evolua oricând. Însă am făcut apel la el, am insistat foarte mult să vină, să mă ajute și pe mine. Să sperăm să rămână alături de noi. Dacă își va exprima dorința să plece, mai ales la un nivel superior, nu ne putem opune. Oricum îi mulțumesc pe această cale, dacă urmărește emisiunea,
a venit alături de mine. Sunt foarte mulțumit de aportul lui. Un jucător cu o determinare la fel de mare ca lui Floricel, iar un jucător fundaș central, care în ultimii ani, județul Telorman nu a mai beneficiat de asemenea jucători. Rapid trecem, continuăm trecerea revista rezultatelor. Deci, Unirea Țigănești, Unirea Brânceni, ați comentat dumneavoastră. Viață Nouă Olteni, Petrolul Videre 2-3, Rapid Buzescu egal acasă cu Ajax Botoraga și înainte pe acel grafic aveam două rânduri cu roșu. De ce? Pentru că acolo erau două jocuri care nu s-au disputat. Uda Clocociov, care s-au retras. S-a retras, n-a mai primit vizita Dunării Zimnice acasă, jucătorii, antrenorii, câțiva jucători și antrenorul erau în tribună la meciul dintre FCM Alexandria și Sporting Turnu. Inter Găleteni, Astra Ploțca, de asemenea nu s-a jucat. Deja este un, se rarifiază un subiect foarte delicat și în această situație suntem noi, pentru că cele două echipe, FCM Alexandria și Turnu Măgurele, ar trebui să se bucure, chiar dacă li se iau punctele, a trebuit să se bucure că au avut parte de jocuri, însă noi înainte de partida cu Unirea Țigănești am încercat să susținem un amical, n-am reușit decât să găsim echipa FCM 2, Alexandria, cu care am disputat partida, însă am jucat duminică, atunci au putut să joace cei de la FCM 2, Alexandria, însă nu am reușit să am în componență tot lotul. Am avut la acel meci în jur de 7-8 jucători absenți. Foarte dificil să remontezi jucători la două săptămâni. Am jucat cu Țigănești, totuși sunt foarte mulțumit de aportul jucătorilor, atât pe faza ofensivă, nu reușim să înscriem. Deci problema cu atacanții, însă n-am ce să reproșez celorlalte compartimente. Și iată că în această săptămână iarăși avem un joc cu o echipă care la fel s-a retras și deci, iarăși aceasta nu aveți putem să pauză. Jucăm. Deci e greu să ținem pasul cu cele două echipe din moment ce nu ne pregătim în cursul săptămânii cu tot lotul, nu mai reușim nici în cele două zile. Am reușit decât cu Florin Olteanu, Cătălin Desculțu, Lucan Mitran, deci în jur de 4 jucători cu care mă mai pretind cu ei la antrenament. Vă dați seama ce pot să lucrez cu 4-5 jucători în comparație cu Turnu Măgurele și cu Alexandria, să vină oricine ar veni să vină în locul meu și să lucreze, să preia echipa și să-și dea seama cât de dificil este să te luți cu cele două combatante în condițiile în care le se pregătesc. Am reușit, am produs surprize și am produs surprize pe sistemul pe care eu l-am implementat la Brânceni, pe un 4-2-3-1, ca să înțeleagă cei care mă urmăresc. Sistemul 4-2-3-1, am învins FCM Alexandria, când vreodată nici în visele lor n-au crezut că Brâncenu va învinge FCM Alexandria de două ori, nu odată. Da? La fel, Petrolul Videle, un meci egal cu Sporting Roșiori, astea sunt aspecte care ar trebui să le înțeleagă persoanele apropiate care vin și discută la colțurile terenului și stadionului. Terenului. Sunt foarte supărat, mai ales sunt oameni care merg cu noi la meci și își exprimă opinia în microbuz de față cu jucătorii, ceea ce nu, de fapt, corect ar fi să nu meargă în microbuzul echipei. În microbuzul echipei nu trebuie să meargă decât staful tehnic și jucători. Însă, fiind la nivelul care suntem, mai permitem să luăm și oameni din anturajul echipei, însă își exprimă opinia de evoluția jucătorilor. Nu contează de bine, de rău, ceea ce e nepermis. Domnule antrenor, jucătorii recepționează și nu sunt mulțumit de acest lucru. Și îmi transmit mie. Aveți perfectă dreptate. La Sporting nu se întâmplă și am avut un drum lung de la Ștefănești. La Sporting, de care vorbi? Sporting, Sporting Roșiori. Până la urmă e vorba și de Sporting Roșiori, pentru că acolo nu se permite să meargă în microbuz persoane și străine. Am făcut călătoria cu ei în microbuz de la Ștefănești la Alexandria după o înfrângere foarte dură și nu comenta nimeni.
S-a terminat, așa e normal. S-a terminat emisiunea, prieteni. Mai aveam întrebări pentru dumneavoastră. Rămâneți dator cu întâmplările legate de pregătirea dumneavoastră ca antrenor. Timpul e prea scurt. Timpul e prea scurt. Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Sport Sud Special. Nu uitați, ne vedeți și pe sportsud.ro, site-ul nostru, unde puteți găsi toate înregistrările emisiunilor și meciurilor noastre. Căutați-ne și acolo. Merită să vedeți acel site, lucruri interesante. În câteva minute vin știrile, rămâneți cu Media Sud. Până săptămâna viitoare, toate bune, la revedere!